În județul Constanța au fost deschise astăzi 3 centre de evaluare ambulatorii pentru pacienții COVID. Acestea acordă asistență în regim de spitalizare de zi bolnavilor infectați cu virusul SARS-CoV-2 pe baza confirmării infecției printr-un test antigen rapid sau test PCR. Aceste centre de evaluare sperăm noi că va reduce un pic presiunea pe sistemul medical. Oricine care are simptome se poate prezenta la unul dintre cele 3 centre de evaluare fără a avea în prealabil nevoie de trimitere medicală, dar ar fi recomandabil să aibă o programare. Am semnat 2 dintre contracte. Este vorba de toate centrele de evaluare care vor funcționa în cadrul Spitalului de Pneumoptiziologie la Palatul Mare și la Spitalul Municipal Mangalia. Activitatea lor începe efectiv conform avizului DSP în data de 21. Ministerul Sănătății subliniază că pacienții se pot prezenta la aceste centre pentru evaluarea stării de sănătate fără bilet de trimitere, iar în urma investigațiilor medicale ei vor primi tratament antiviral gratuit. După consultația de la centru, pacienții trebuie să meargă acasă pentru a se izola, iar starea lor de sănătate va fi monitorizată de medicii de familie.